Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Gârla Mare din județul Mehedinți au depistat 4 cetățeni străini care au încercat să intre ilegal în România din Serbia, traversând fluviul Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile și a 2 colaci din plastic. Grupurile de migranți sunt prinși din ce în ce mai des trecând ilegal fluviul Dunărea. Prin urmare, în cursul zilei de azi, Poliția de Frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin au depistat 2 adolescenți sirieni care au încercat să treacă granițele în mod fraudulos cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile, aceștia fiind depistați în dreptul localității Bistrița. În urma celor întâmplate, polițiștii de frontieră efectuează cercetări ca mai apoi să fie dispuse măsurile legale care se impun.